Ascensiunea Imperiului Otoman este în strânsă corelare cu prăbușirea Imperiului Roman, care a dus la schimbarea centrelor de putere de la societatea unipolară creștină europeană la una bipolară creștin-musulmană. Începutul acestei perioade a fost marcată de războaiele bizantino-otomane care au durat aproape 150 de ani. De-a lungul acestei perioade, otomanii au cucerit Anatolia și Balcanii. În timp ce Imperiul Bizantin a continuat să lupte pentru supraviețuire încă aproape 4 decenii, iar cruciații au luptat o vreme împotriva supremației musulmanilor în Orientul apropiat, victoria de la Manzikert a marcat începutul ascensiunii triburilor turcice în Anatolia. Slăbirea continuă a Imperiului Bizantin și rivalitatea politico-militară dintre sultanul Selgiucid și califatul Fatimid în Egipt și Siria de Sud au fost factorii determinanți care au facilitat creșterea puterii principatelor și unirea lor. Atunci când Ertugrul a murit în 1281, fiul său, Osman, i-a urmat la conducerea principatului. La scurtă vreme după acest eveniment, Osman s-a autoproclamat sultan, Osman I, și a fondat dinastia otomană. El e considerat primul sultan al Imperiului Otoman începând cu anul 1299. La sfârșitul secolului al XIII-lea, Osman I a înființat un mic principat, ce va deveni pe viitor ceea ce este acum Turcia. În doar câteva generații, acest principat a depășit vecinii mai puternici și a devenit vastul Imperiul Otoman. Ce a permis creșterea sa rapidă? Pe vremea lui Osman, peninsula anatoliană era un tărâm al principatelor turcești, înconjurat de un imperiu bizantin în prăbușire și o vreme favorabilă pentru căderea sultanului Selgiucului din Rum. Osman a extins rapid acest teritoriu printr-un amestec de alianțe politice, strategice și conflicte militare cu acești vecini. Atragerea mai întâi a mercenarilor cu promisiunea de bunuri și bani, apoi mai târziu prin reputația sa de câștigător și cuceritor. Osman a fost primul dintr-o linie de conducători otomani distinși prin priceperea lor politică. Deseori acordând prioritate utilității politice și militare față de afinitatea etnică sau religioasă, și-a extins influența luptând de-a lungul anumitor părți atunci când era nevoie și luptându-se împotriva lor când era momentul potrivit. După moartea lui Osman, fiul său, Orhan a stabilit o organizare militară sofisticată și un sistem de colectare a impozitelor orientate spre finanțarea expansiunii teritoriale rapide. Prima expansiune majoră a otomanilor a fost în Balcani, în sud-estul Europei. Militarii au angajat un amestec de războinici turci și bizantini și alți convertiți creștini balcanici. Au capturat mii de tineri băieți creștini din sate de peste Balcani. I-a convertit la islam și i-a instruit să devină coloana vertebrală a unei acerbe forțe militare de elită cunoscute sub numele de ieniceri. Băieții robi capturați se puteau ridica la poziția înaltă a unui vizir în guvernul otoman. Conducătorii zonelor cucerite au fost de asemenea permise, chiar încurajate să se convertească la islam și să ia poziții în guvernul otoman. Între timp, non-musulmanii care aparțineau religiilor abrahamice li s-a permis libertatea religioasă în schimbul unui impozit cunoscut sub numele de jizie, printre alte condiții strict. De exemplu, nu li se permitea să intre în armată. Până la sfârșitul secolului al XIV-lea, otomanii au cucerit sau subordonat majoritatea principatelor anatoliene, precum și a Balcanilor. Dar în prima jumătate a secolului al XV-lea, sultanul Bayezid s-a concentrat asupra expansiunii occidentale. Conducătorul Asiei Centrale, Timur, a atacat din est. El l-a capturat pe Bayezid, provocând o luptă de 10 ani pentru succesiune care aproape a distrus Imperiul Otoman. Sultanul Murad al II-lea a schimbat această tendință, dar nu a reușit să atingă unul dintre cele mai înalte obiective ale sale. Captura capitalei bizantine, Constantinopol. Fiul său însă, sultanul Mehmed al II-lea sau Mehmed Cuceritorul, a jurat să reușească acolo unde tatăl său eșuase. În pregătirea atacului asupra Constantinopolului, a angajat un inginer maghiar pentru a forja cel mai mare tun din lume și a folosit mineri sârbi pentru a săpa tuneluri sub zidurile orașului, ordonând transportul flotei sale de nave pe uscat, atacând orașul dintr-o direcție total neașteptată. A asediat orașul și în primăvara anului 1453, Constantinopolul a căzut în mâinile otomanilor.
a devenit capitala otomană, cunoscută sub numele grecesc comun Istanbul, însemnând pentru oraș. Când Mehmed al II-lea a cucerit Constantinopolul, orașul era o umbră a gloriei sale de odinioară. Sub stăpânirea otomană a înflorit din nou. Într-o zi oarecare în Istanbul, pe atunci auzeai oameni vorbind în greacă, turcă, armeană, persană, arabă, bulgară, albaneză și sârbă. Arhitecți precum celebrul Sinan au umplut orașul cu moschei splendide și alte clădiri comandate de sultani. Prin Istanbul, otomanii au adus mărfuri precum cafeaua în Europa. Au intrat într-o epocă de aur a creșterii economice, achiziție teritorială, artă, arhitectură. Au reunit meșteșugari din toată Europa, Africa și Orientul Mijlociu sau Asia Centrală pentru a crea un amestec unic de inovație culturală. Ceramica Iznik, de exemplu, a fost realizată folosind tehnici din dinastia Ming din China, reimaginată cu motive otomane. Otomanii vor continua să se extindă, cimentând influența lor politică și rutele comerciale profitabile. Imperiul a durat mai mult de 600 de ani și la vârf se întindea din Ungaria de azi până în Golful Persic, de la Cornul Africii până la peninsula Crimea. Prăbușirea statului otoman era atribuită prăbușirii structurii sale economice. Multe dintre eșecurile otomane sunt atribuite incapacității de a stabili hegemonia economică și politică asupra altor națiuni, în ciuda faptului că statul era un imperiu. Termenul de bolnavul Europei ilustrează destul de exact aceste stări de fapt. Odată cu schimbarea marilor rute comerciale, Imperiul Otoman a pierdut cea mai importantă sursă de venituri. Incapacitatea de a industrializa țara și marea dependență de taxele asupra pământului au fost de asemenea factori importanți ai procesului distructiv. O mare problemă era și întinderea prea mare a Imperiului. Încercând să evite pierderile teritoriale prin intermediul războaielor purtate în zonele rebele, dar și în afara granițelor, statul și-a compromis orice încercare de reformă. Odată cu îmbunătățirea comunicațiilor, populația care era distribuită de-a lungul rutelor comerciale a început să se concentreze numai câteva centre. Această populație era puternic afectată de competiția economică din acele timpuri. Cei care s-au mutat în orașe au trebuit să se confrunte cu greutăți mari care le-a pus la încercare răbdarea și știința. Otomanii au trebuit să țină sistemul statului în funcțiune în condițiile acestor presiuni sociale. Cei mai mulți istorici apreciază că circumstanțele căderii Imperiului Otoman sunt foarte asemănătoare cu cele ale căderii Imperiului Bizantin, în mod special când e vorba despre tensiunile interetnice și incapacitatea de a le rezolva. În cazul Imperiului Otoman, introducerea sistemului parlamentar în timpul Tanzimatului a fost făcută prea târziu pentru a mai putea repara ceva.